E momentul tău în care Dumnezeu vrea să scrie în dreptul tău iertare, grațiere, să te scoată din șanțul drumului. N-auzi vocea Mântuitorului care strigă, am fost supus acelor slăbiciuni, la aceleași ispite am fost expus, dar am fost biruitor, am mers înainte. Ridică-te din praful drumului și zi, Doamne, mai dăm tărie în seara asta, mai ridică-mă încă o dată, mai dăm speranță specială. Ai nevoie de rugăciune specială, ridică o mână dreaptă în prezent Domnului și zi, da, și am nevoie, și am nevoie de prezența lui Dumnezeu. Domnul să te atingă în această seară. Prezența Domnului să fie lângă problema ta, lângă falimentul tău, lângă căderea ta. Spune lui Iisus Hristos problemele tale. Mărturisește-i păcatul tău. Atunci, zicea David, mi-a mărturisit fără de legile și nu mi-am ascuns păcatele mele și tu mi-ai dat îndurare. E seara îndurării, e seara eliberării, e seara grației. Yeah.